Bună și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube, Buget de Familie. Eu sunt Ioana și pe acest canal vă dau idei și soluții pentru bugetul familiei voastre, iar astăzi m-am întors cu un nou haul de cumpărături săptămânale. Aceasta este o comandă unică de la Auchan, în care mai mult sunt cumpărături de ne facem stocuri, pentru că am folosit în continuare acel voucher de 70 de lei în momentul în care faci cumpărături de 300. Eu am încercat să folosesc același cont de cumpărături și să folosesc voucherul de două ori. Mie nu mi-a funcționat, poate vouă vă merge. Știu că pe Buget de Familie Group mi-ați lăsat în comentarii că merge folosit acest voucher de două ori, dar nu este niciun fel de problemă. Mi-am făcut un alt cont pe numele lui Peter și am beneficiat de acest voucher făcând exact aceleași cumpărături. A trebuit doar să transfer dintr-un coș în altul. Na, mi-a luat mai mult de 10 minute, dar ce să zic, pentru 70 de lei funcționează. Iar de data aceasta, pentru că Peter are acum carnetul de conducere, putem să folosim preluarea din parcare, iar aceste produse au fost livrate direct în parcare. Îmi cer scuze pentru zgomotele de pe fundal, avem mașina de spălat care funcționează, eu care sunt răcită, sigur mă puteți auzi după voce, și copilul care se joacă în cealaltă cameră făcând zgomot, dar aceasta este atmosfera într-o familie normală, așa că nu vreau să înfrumusețez lucrurile spunându-vă că la noi este totul perfect. Nu, este un talmeș-balmeș și la noi, dar am zis totul să vă arăt aceste cumpărături, poate vă inspiră și pe voi și vă faceți stocuri la anumite produse de care aveți nevoie. Începem ca de obicei cu bonul. Ar fi trebuit să fie o comandă de 300 și ceva de lei, dar două produse nu le-au găsit în stoc. În schimb, cei de la Auchan onorează acest voucher, chiar dacă ei nu au produsele în stoc, rămâne aplicat comenzii și am plătit în total 219 lei. Folosind cardul de fidelitate, am acumulat 3,20 lei, pentru că am foarte multe produse de la Auchan și acestea dau un bonus de 5% înapoi pe cardul de fidelitate, pe care îl voi folosi la un moment dat. Să nu vă mai țin, haideți să începem cu ce lucruri am cumpărat și de ce. În rând, am făcut stoc de aceste produse de la Fish Fingers, Frosta, au fost 20,20 de lei, sunt un plic mai ieftine decât în Carrefour și aveam nevoie de produse până la 300. Acesta a fost un produs care altfel nu l-am fi cumpărat, dar acum, pentru că avem această reducere de 70, avem încă loc în congelator să îl păstrăm. Această brânză de la Artesana cu trufe este foarte, foarte bună, mie îmi place extraordinar de mult, iar eu am făcut stoc de produse. Deci mai am câteva, pentru că până în octombrie această brânză, dacă ai cardul de fidelitate de la Auchan, ai o reducere de 30%, adică ne-am economisit aproape 6 lei, acest produs fiind de obicei 22,40 de lei, iar eu l-am cumpărat cu ceva de 16 lei, deci sincer chiar merită să îmi fac scop, că mai am încă 4 produse în congelator. Am cumpărat și o cutie de somon afumat, acesta era la o reducere de 15%, dar iese cam prețul de la Lidl, la 11,49 lei per bucată. Le folosim la paste, când fac paste pun și niște somon afumat, schimbă un pic gustul și îi dă un gust mai bun, iar prețul fiind același ca la Lidl, nu am avut niciun motiv să le cumpăr din Lidl, mai ales că aici că urmau să fie, cred că, gratuite, pentru că produsele pe care vi le arăt aici la început sunt acele produse care sunt gratuite. Era reducere la Pizza Edenia, aceasta cu 4 timpuri de brânză, era redusă cu 20% și am cheltuit pe ea parcă 10,40 lei, care este un preț foarte bun pentru această pizza. O promoție foarte bună era la acest salam de Sibiu de la Reinhardt. El de obicei nu este la promoție, este cumva mai scump decât cel de la Auchan, marca Auchan pe care îl cumpărăm de obicei, dar de data aceasta, dacă cumpărai un produs, al doilea era gratuit. Asta înseamnă că pe fiecare produs am dat 4,80 lei, iar pentru salam de Sibiu, care este un produs care poate fi foarte simplu ținut în congelator, iar vidat, nu este niciun fel de problemă, nu avem de gând să-l mâncăm tot în această lună, deci este luat doar pentru a face stocul. Aveam reducere și la Edenia, mi-am făcut stocuri de spanac, pentru că acest spanac era redus 15%, 10,16 lei. Am cumpărat și lapte, pentru că avem nevoie de lapte. Mie îmi place cel de la Prodlacta, pentru că este un lapte local produs în Brașov și era și la reducere. A trebuit să-l aleg pe cei cu 3,5% grăsime. Eu de obicei îl iau pe cel cu 1,5, dar fiind redus până la 5,40 lei, chiar a meritat reducerea și să schimb produsul pe care îl cumpăram de obicei, sau cel puțin așa mi se pare mie. În cont că în Profi sau în Carrefourul din jurul casei, de unde obișnuiesc să-l cumpăr, este 7,25 lei, deci este chiar o mare diferență de preț.
Am recumpărat aceste iaurturi de la Activia, fără zahăr adăugat. Promoția este că la al doilea produs cumpărat ai o reducere de 30%, asta reducând prețul produselor de la 8,20 amândouă cu 1,23 lei, care este 1,23 lei dacă aceste produse le-aș fi cumpărat oricum, eu zic că merită. Aici sunt produse făcute pentru stoc, nu sunt neapărat la reducere, dar zic să vi le prezint. Am cumpărat această spumă care curăță cuptoare, avem nevoie de ea la un moment dat și nu strică să o facem stoc. Mama a avut nevoie de prosoape pentru bucătărie, am cumpărat două, marca Auchan, 15,20 lei. Șervețelele, vă dați seama că mai ales fiind răcită, chiar avem nevoie să facem restock, sunt la 5,20 lei. Toate aceste produse de la Auchan au 5% înapoi pe car, nu este mult, dar toate lucrurile se adună. Iar un produs de care chiar aveam nevoie este această hârtie pentru cuptor, la 4 lei, marca Auchan. Pentru mine cât și pentru mama sunt aceste spaghete integrale de la Barilla, am cumpărat 3, sunt 8 lei, pe cei la Carrefour sunt 9 lei și 17, deci chiar merită să ne facem stochii și noi chiar le folosim. Mama a ales să cumpere acest orez scoti, eu mi-am făcut stocuri când a fost 4 lei, tot așa reducere la Auchan, acum este 8,20 lei. Am cumpărat aceste cutii de fasole gătită de la Home Garden. Peter este mare fan această fasole gătită, de fapt lui îi place cea de la Heinz, care este acum 10 lei, așa că o va mânca pe cea de la Home Garden la 4 lei și asta este pentru că nu pot să dau 10 lei pentru un produs doar pentru că este din Anglia și sunt costurile mari de import. Poate și le va aduce vreodată direct când vine de acasă dacă îi lipsește atât de mult această fasole gătită. Am vrut niște paste integrale de la Auchan, eu am pus pe listă fusilii și am primit aceste tortii. Peter nu a verificat ce a luat, că na, de ce să verifice, asta se întâmplă, este mai mult decât suficient faptul că s-a dus după ele, dar trebuie să găsesc o soluție pentru a înlocui aceste produse. Nu știu cum voi face, ori mă voi duce eu în magazin și pur și simplu să cer înlocuirea, pentru că prețul este același, doar că nu sunt cele pe care le-am comandat noi. Cam atât pentru astăzi. Sper să vă fie de folos ponturile mele și anume să vă faceți stocuri de anumite produse pe care știți că le folosiți, mai ales când aveți în supermarket așa o promoție bună cum au cei de la Auchan. Stați liniștite, acest clip nu este sponsorizat. Din păcate, Auchan nu s-a gândit să mă sponsorizeze pe mine, dar mi se pare o ofertă bună și de aceea încerc să vă prezint și vouă. Poate beneficia și voi de ea. Este valabilă până pe data de 27 septembrie. Nu mai aveți mult timp, dar cine știe, există și un voucher de 30 de lei, vreau 30, o reducere la cumpărături de 150, iar într-o săptămână, dacă sunteți o persoană singură, sigur le faceți, ca să nu mai vorbim că eu am abonați care au familie, deci 150 de lei este nimic, sincer, pentru bugetul din supermarket pe care îl avem noi. Sper să vă fie de folos clipul meu și nu uitați să-mi lăsați în comentarii ce chestii faine ați găsit voi, ce metode folosiți voi să aveți produse la reducere și pe unde ați mai găsit, ce ați mai găsit fain. Tot timpul îmi place să citesc comentariile voastre și să împărtășiți cu mine și să învăț și eu de la voi cum poate învățați și voi câte ceva de la mine. Să aveți o zi faină și noi ne revedem în următorul vlog.